spatele meu au fost turnurile gemene care s-au prăbușit. 9-11 Memorial. Și este, în locul lor este o fântână. O să vă arăt imediat. Filmez clădirea asta care arată ca o pasăre. Și acum o să mergem să intrăm în muzeul Memorial 9-11. Am intrat în muzeul de la 9-11 Memorial. O mică crudă realitate ce a mai rămas din clădirile de la World Trade Center. Sunt piloni. Așa arată lobby-ul muzeului. Suntem sub turnul numărul 2. Ce se vede acolo este zidul de la fundație. Ce-a mai rămas. Ce-a mai rămas din el, da. Oh my God. Cam așa arată o bucată din structură. Coborâm și acolo jos. Să vedem fundația.
aici este fundația turnului numărul 1. E rupt ca o bucată de hârtie, nu-ți vine să crezi că a fost un stâlp de susținere de oțel pentru un zgârie nori. Este, cred că face parte din avionul care a intrat într-unul din cele două turnuri. Da, este o bucată din motorul avionului, cred că.
suntem la turnul numărul 1. Și acolo cred că o bucată din o mașină de pompieri. Oh my god. Aici e o mașină de pompieri care probabil a încercat să salveze și au ajuns ei să fie victime. Îmbrăcămintea militară a celui care a reușit să-l ucidă pe Osama Bin Laden. Se pare că are un monument ridicat băiatul ăsta și aici o bucată de cărămidă din casa lui Osama Bin Laden. Totul se află aici la Memorial 9/11. Și aici ce se vede sunt fântânile care sunt exterioare. Deci bucată din structura de rezistență. Uitați-vă cât de gros este. Hei, dragilor, sper că v-a plăcut și vlogul de astăzi. Da, e cam trist ce s-a întâmplat acolo, dar vreau să menționez un lucru, un aspect. În locul acelor clădiri care s-au prăbușit datorită atentatelor de la 11 septembrie 2001, sunt niște fântâni extraordinare, foarte frumoase, iar muzeul acela a fost construit în subteran, sub acele fântâni, adică sub structura de rezistență a blocurilor, undeva la nivelele inferioare. Ce voiam să mai menționez este faptul că am zis la un moment dat în clip că era o bucată din avionul care a intrat. Nu, acea bucată era o bucată din antena care a fost pe unul dintre cele două turnuri, antena aceea mare. În fine, acestea fiind spuse, până data viitoare, rămâneți pe canal, abonați-vă, ne ajutați foarte mult și pe noi, dați-ne sugestii ce am putea să mai facem, scrieți în comentarii, dați un share și vlogul următor va fi cu Central Park și o surpriză unde s-a filmat filmul Singura Casă. Bam, bam, hai, pa!